După circa 3 luni de cursuri online, luni a sunat din nou clopoțelul în școli pentru elevi. În municipiul Pașcani, unitățile de învățământ și-au deschis porțile pentru toți copiii, dat fiind faptul că incidența permite scenariul verde, adică cu toții în bănci. La Colegiul Tehnic CF Unirea din zona Vale, instituția a prins din nou viață, iar sălile de clasă au fost pline cu elevi. Conducerea școlii a precizat că se respectă toate regulile impuse de contextul pandemic, circuite, triaj observațional, dezinfectare, aerisirea spațiilor și distanțare maxim posibil, așa cum prevede ghidul elaborat de cele două ministere, cel al educației și cel al sănătății. Școala a fost pregătită minuțios pentru întoarcerea tuturor elevilor și a profesorilor în sala de clasă. Astfel, accesul în școală se face pe două porți, împărțite toate cele aproape 40 de clase în mod egal, jumătate pe o poartă, jumătate pe altă poartă, pentru a evita aglomerația. S-au organizat circuitele clasice, marcate cu verde pentru intrare și marcate cu roșu pentru ieșire atât în curtea școlii cât și pe holuri. Au fost montate pentru partea de aceste circuite asigură de altfel și distanțarea socială a elevilor. Mobilierul în sălile de clasă a fost rearanjat, a fost reconfigurat, astfel încât să se poată asigura o distanțare maxim posibilă, pentru că nu avem decât 7 săli de clasă care pot asigura acea distanțare de 1 metru față stânga-dreapta, față spate stânga-dreapta. Am ținut cont de un alt criteriu care apare în lege, și anume cel de a asigura volumul de aer pe persoană, astfel încât am asigurat pentru absolut toate clasele, în toate sălile, acel volum minim de aer în metri cub, de 5 metri cubi de aer pentru fiecare persoană. Pentru evitarea aglomerației, Colegiul Unirea are un orar diferit. Orarul a fost organizat încă de la începutul anului școlar, de altfel decalat, astfel încât nu există pauze comune pentru toate clasele, ci clasele vin la distanță de câte 10 minute la școală și pauzele, evident, sunt decalate pentru fiecare clasă. Astfel se poate asigura și distanțarea și o mai bună igienizare, dezinfectare, aerisire a sălilor de clasă. Avem de altfel și un grafic foarte clar de aerisire de cel puțin 10 minute în fiecare pauză în fiecare sală de clasă. Potrivit ordinului comun, în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. Directoarea școlii, Daniela Orășanu, a precizat că instituția este pregătită și pentru astfel de situații. Atunci când prezintă cineva simptome, să nu se prezinte la școală, ci doar să anunțe telefonic sau electronic, pe e-mail, mesaj și așa mai departe, dacă sunt probleme. Colegii care sunt cu probleme pot trimite adeverința de la certificatul de la medicina muncii, evident electronic, iar elevii adeverința medicală de la medicul de familie, repet, tot electronic. Dacă totuși cu acestea totuși se întâmplă ca un elev sau un coleg să aibă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV, probleme respiratorii, febră, dureri de cap și așa mai departe, vărsături, atunci avem cabinet medical, Colegiul Unirea are cabinet medical și am pregătit și un izolator cu 2 locuri. Acele persoane care prezintă simptome vor merge la cabinetul medical. Sunt pregătite de altfel și formularele de consimțământ pentru testarea antigen. Am rugat colegii dirigini să vorbească cu familiile, să completăm aceste formulare din timp, dar care asta nu înseamnă obligativitatea și obligativitatea testării, ci doar a pregătirii acestor formulare în caz de apar simptome, să existe posibilitatea, opțional, de a face această testare antigen la virusul SARS-CoV-2.
În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui sau tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați într-o primă fază cu teste antigen rapide în cadrul cabinetelor medicale școlare. În municipiul Pașcani, la compartimentul de medicină școlară și mediatori sanitari, sunt 8 cadre medicale, un doctor și 7 asistenți, care merg prin școlile și grădinițele din oraș. Deocamdată, în instituțiile de învățământ nu au ajuns teste antigen. Ceea ce este de făcut triaje epidemiologii, asistența medicală de bază, plus situația cu recoltările vis-a-vis de pandemia cu COVID. Rămâne să vedem ce în legătura cu situația din școli și că mai anunță de pe o oră pe alta cum evoluează lucrurile în teren. Am înțeles. În rețeaua școlară de se vor face testări în școli, am înțeles. Ținem legătura cu sanitarii să vedem cum urmează și cum se organizează activitatea. Nu mental avem cadre medicale în școli și se face triaj epidemiologic, discută cu părinții, se asigură asistența de bază plus asistența vis-a-vis de COVID, vom vedea de cum se trece la... Și Colegiul Național Mihail Sadoveanu și-a primit luni elevii. Conducerea școlii i-a informat pe copii că trebuie să respecte regulile ca și până acum. Circuite specifice, mască obligatorie, dezinfectarea mâinilor sau păstrarea distanței. După cum se știe, semestrul al doilea a început pe baza unor scenarii care țin cont foarte mult de indicele de incidență de infectare cu noul coronavirus. Dat fiind faptul că regiunea noastră a municipiului Pașcani, indicele de incidență este 0,93, a fost vineri. Deci este foarte aproape de 1. Scenariul după care am început toate școlile săptămâna 8-12 februarie este scenariul verde. Acest indice poate varia și fiind foarte aproape de cifra 1, o să vedem vineri care va fi rezultatul și ce decizii vom lua pentru săptămâna următoare. Astăzi ne bucurăm că ne revedem cu elevii noștri la școală. Ei sunt în scenariu verde, asta înseamnă că toate clasele au venit la școală, au intrat în școală respectând culoarele. Noi am făcut aceste culoare încă din septembrie anul școlar 2020-2021, deci copiii au știut exact unde trebuie să intre și să ajungă la clasa lor. O regulă nouă este faptul că elevii trebuie să iasă afară pentru gustarea din pauze. Nu mai trebuie să stea foarte mult pe holuri. Accesul la băi se va face mai mult în timpul orelor decât în timpul pauzelor. Și de asemenea, dacă își aduc un pachetel de acasă, va trebui să-l servească în curtea școlii, loc unde poate să-și dea un pic masca jos și să servească acel pachetel. În rest, regulile sunt cam aceleași. La clasele la care mai lipsește câte un copil din motive medicale sau motive personale, noi avem toată tehnologia lăsată în sală de clasă și ținem în așa zisul format hibrid. Adică copilul care este acasă poate să vadă ceea ce se întâmplă în clasă la ora din clasă online în același timp. De precizat este faptul că școlile din municipiul Pașcani rămân în scenariul verde deocamdată, iar indicele pentru ziua de duminică, 7 februarie, era de 0,71 la 1000 de locuitori. În funcție de situația epidemiologică, instituțiile școlare pot intra în scenariul galben sau roșu.